Salutare! Astăzi vreau să vă fac aici un clip cu motocultorul Loncin. Să vedem ce viteză maximă poate să prindă. Sunt să vă spun că eu i-am schimbat cauciucurile de la... Era 400 pe 8, acum 500 pe 12. S-a schimbat de bună și ceva, crampoanele stăt așa. Asta e ceva greutate aici. Cam asta e motocultorul, numai ce l-am pornit. O să fac o aplicație de aia după telefon. Imediat plecăm. Adă-i, Raul, în față. Na, cam asta e aplicația. Uitați, aici arată, de fapt, încoace 8-ul ăsta. Uitați, acolo în mijloc ne arată cu cât merem. Na, dă-i acum. Da, Raul, ține-l plană constant. De? Plană constant, să vedem. Ține-l. Na, uitați, aici scrie viteza maximă pe care am prins-o, 18 la oră. Na, ăsta mai de mult am filmat cu alta aplicație, asta e mai bună, arată exact, am pus-o pe mașină. Aia m-o arăta 23, aia o arăta mai mult. Deci cam viteza maximă pe drum drept, uitați, merge 18 la oră, 17, cam așa, 17-18 constant, plană, dar nu merg cu el chiar așa plană tot timpul. Mai pe la jumate accelerație, 3 sferturi. Cam asta e motocultorul. Remorca la anul, dacă, să văd dacă pot, o să-i schimb oploanele, îi pun ceva de tablă mai groasă, că de la ploaie se mâncă astea. Îi mai dau și o vopsaua. Cam așa arată. I-am pus acolo o prelată, că-i ud scaunul. Na, cam asta e viteza ce o prinde, 17-18 la oră. Kilometri. Motorul de 252 de centimetri cub, 8 cai. Dați aici rezervorul full, acum i-am făcut plinul. Țin să vă spun că motocultorul merge foarte bine după 2 ani jumate. La vară, în iunie, face 3 ani. Merge ca nou. Și l-a frezat. Trage bine, merge cu remorca asta foarte bine. Remorca are cam 1,60 lungime pe 1,10 m lățime. Am încărcat-o, ați văzut și la clipurile la Remus acolo, așa cu lemne plin și o dus-o. Na, cam atât, dacă v-a plăcut să vă abonați și numai bine.